Andrei, este o zi de sărbătoare și o zi de bucurie și pentru mine. Odată pentru că la Constanța s-a încheiat o impresionantă regată a Mării Negre, la care n-am fi visat acum câțiva ani, dar motivul de suflet este vârsta lui Mircea, 75 de ani, de când această navă a fost cel mai mare laborator de pregătire a bărbaților mari și cel mai adevărat. De regulă, după practica de anul 2, erau cei care optau să meargă înainte sau să renunțe la cariera de marinar. Anul 2, practica Fedricu Mircea era testul de foc al studenției noastre. Era momentul în care știam dacă ne putem califica pentru această meserie. Sigur, voi reveni la Mircea pentru că și eu și promoția mea și am văzut deja câțiva dintre cei cu care în 1974 am făcut marșul de instruire cu Fricul Mircea, Constanța, Alexandria, Beirut, trebuia să fie și Famagusta, dar a fost anulat în ultima clipă datorită discutelor turco-cipriote și înapoi la Constanța. Îi văd acum, unii deja amiral trecut în rezervă, au trecut de la comanda flotei militare, au avut funcții înalte în comandament sau încă activ comandanți în Marina Civilă. Este impresionant un astfel de moment pentru că exact cam la această vreme ne-am îmbarcat noi cadeții Institutului de Marină pe Fedricu Mircea pentru acest fantastic voiaj de instruire. Se întâlnesc deci 40 de ani de când eu am fost cu celor prima dată, eu și colegii mei, Fedricu Mircea. A participat la o fregată frumoasă și vreau să nu uităm un alt velier a Dornatei care a avut un comportament excepțional în această regată. O regată care a arătat că se poate. Se poate să pleci din Bulgaria de la Varna să ajungi la Novorossiysk, să repoziționezi navele la Sochi și de la Sochi, din orașul ultimei olimpiade, să te îndrepti spre Constanța pentru capătul cele mai spectaculoase regate care a avut loc vreodată în Marea Neagră. O regată care a dobândit tradiție. Prima dată această regată a avut loc în 1938 la Stockholm. Dar regata oficială și înscrierea acestei regate în circuitul marilor regate ale lumii s-a produs în 1956, atunci când prințul de Edinburgh a acordat patronajul acelei regate.